Suntem pregătiți să-i dăm drumul. Da, îmi zici când și dau drumul la PES. Fii atent, suntem live în 3, 2, 1. Nu, no, nu, no, nu, no, mai fac o dată. Nu mai e, stai, mai fac o dată. 3, 2. Corul de îngeri. Simpatic, să înceapă treaba! Zigura! Dimineața, zi bună, oameni buni și oameni de pretutindeni. Da. Atât din Pușcărie cât și din Libertate. Dar nu contează de unde ești. Este evident că am întârziat puțin și ne cerem scuze în cazul în care s-a supărat cineva, deși nu cred că a funcționat. E 10 și la ce pus zi bună. Da, 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 ziua asta e oribilă. Ce zirea. Iubitul, vino aici. Cu omletă i-a dat peste față. Cu omleta făcută de ea. Da, omleta făcută de ea. Da. Nu, o aștepta, nu, el se trezise pregătit de zi bună și vrea să trezească și pe ea la 10 și un minut cu omleta făcută și să vină, iubito, ți-am făcut omletă și ți-am pus emisiunea ta preferată. Rata. Zi bună cu Alex Mucanu, Radu Bucălaie și Sorin Purcălab. Și ea s-a trezit și era, e gata, zi bună, mi-ai pus, mi-ai făcut omleta. Tași firiene cu dezrență. Da, erau de la țară. Erau de unde, într-o zonă de la de țară era, și tași firiene cu dezrență. Asta se întâmpla la Bulin Tindean. Asta. Oameni distruși în față. Ce fac eu un sfert de oră cu viața mea? Da, da, da. Am... No. Aia, s-a întâmplat cu o mică inadvertență și am, unul dintre noi a uitat un încărcător acasă și... Nu zicem cine, dar... Dacă aveam încărcător, ca ciocanul lutor. Dacă ar fi avut încărcător, ca ciocanul lutor. De aici, dacă cineva nu m-a înțeles beat-ul, exact. Dacă Mocanul ar fi avut încărcător, ca ciocanul lutor, să-l cheme așa cu puterea minții... Să vină prin lucruri, prin ușă, prin apartamente... Hei, m-ai chemat? E o familie cu o fetiță mică care ia micul dejun și trece încărcătorul pe acolo prin fața lor și aia mică. Și aia mică, tati, ce a fost asta? Și el a zice, hai să nu, hai să zice, a fost începutul lui zi bună. Pentru gluma reală, veniți la școlile lui Radu Bucălaie. Da, asta este o glumă, dar n-ai pus-o pe net pe asta, nu? Cum dar merge, o să pun. Cum a mers? Radu Bucălaie a pus pe canalul lui Radu Bucălaie stand-up comedy. Da, pe YouTube. Nu, Radu Bucălaie stand-up, nici nu știu exact cum se numește. După cum bine ai văzut că mă bate tehnologia, nu știam să închid live-ul ăla de mai devreme. Da, da, da. Bă, bă, cât am râs, m-am uitat, îți dai seama, în mașină și eram, bă, dar proști sunteți. Da, da, vreau în primul rând, filmează-mă așa, invers. Mi-am gândit că se întorc că cu oamenii. Că stătați înghesuiți așa amândoi acolo să apăreți în cadru. Mi-am gândit că dacă întorc așa cad oamenii așa, nu se chinuie și ei să vadă. Părea destul de ineficient. Cum termin live-ul ăsta? Apasă pe termină. Pe terminare. Bă, dar de asta... Sense. A, apăs pe terminare. Ăsta are meniu, ăsta are meniu românesc. Da, încă mă miră când văd oameni care au meniu. Eu nu mă descurc cu meniu român. De ce dacă ai Facebook în limba română, oamenii te judecă. De ce ești considerat prost? Nu e numai Facebook, cred că e tot telefonul. Nu știu. Scrie setare sau settings la tine? Stai că spun acum. Nu, mă, scrie gallery. Ah, gallery. E în engleză. Okay. Ah, nice. Dar Facebook-ul l-am în română pentru că sunt român și înțeleg mai bine româna decât engleză. Terminare, revocare, astea-s cuvinte, revocare. Da. Revocare nu a existat în dicționar până nu s-a tradus cancel în română. Eu deci dau distribuie la orice postare. Tu dai distribuie? Tu ești din aia care dă distribuie? Eu distribui. Tu ești
Distribuitor. Tu ești ăla din Târgu Jiu care a învățat toți părinții să... Din nou, dacă vreți glumele, le vedeți pe Radu Bucălaie Stand-up, canalul lui de YouTube, unde a pus niște material de la Palatul Copiilor, de la filmarea specialului. Da, l-am pus și m-a întrebat cum merge. Merge foarte bine, vă mulțumesc, oameni, că v-ați uitat. În două zile are 18.000. 18.000? De ceea ce pentru mine e mult. Și e fain. Da, că mai ești și tu cineva acum, nu ești chiar când ai pus tu primul ăla și nu prea te știa lumea. Acum te mai știe lumea și cu tine. Bă, dar știi speranța mea? Mai apărut la televizor. Știi speranța mea când nu, adică făceai stand-up de ceva timp, dar foarte puțin, și puneai un clip și te uitai la ei și nu creștea deloc, erau așa. Așa am făcut la primul, mă uitam, și după 2-3 zile aveam 1500 și eram, mamă, dar... Nu merge, mă, nu merge. De ce nu merge? Cred că trebuie să mă reorientez în carieră. Nu mă știe nimeni. Asta e. That makes sense. Când mi-am făcut eu pagină de rapper la un moment dat, mi-am făcut eu pagină Tox. Dar n-am nicio piesă. Dar de la ce e Tox, mă? Tox infecție alimentară. Era Tox infecție alimentară. Gata, am trecut și peste, să ne trecem peste asta. Da? Nu, a fost o glumă. De unde vine Tox? Bă, eram mic, adică îți dai seama că eu de asta pe nimeni. Nu, e vine de la toxicoman. Vine de departe. Vine de la faptul că eu când eram mic era rapper și mi-am făcut formație cu prietenul meu, Calu, din carte, din bloc. Și înregistram pe un castofon. Știi castofonele alea care aveau microfon incorporat? Da. Ne făceam piese pe alea, frate, piese rap, înregistram, scriam versuri și înregistram. Cum băgați sunetul peste? Nu băgam sunetul peste. Dădeați drumul în același timp la chestii? Nu, inițial nu. După aia am aflat chestia asta. Așa. Dar inițial doar făceam asta și pe aia puneam pe alt castofon melodie. Ar trebui ca să o sincronizezi, nu trebuia să dai. Acum, play, 2, 3 și... Și formația se numea Toxic. Și pentru că eu desenam pe vremea aia... Da. Da, chiar așa e. Nu. Formația se numea Toxic și pentru că eu desenam pe vremea aia, nu graffiti, dar făceam desene din pix și marker și desenam pe bănci și pe toate căcaturile, de genul graffiti, desenam pe toate băncile la școală Toxic scris cu semnul ăla de la Toxic în loc de X, îmi făcusem eu logo cum ar veni, logo de la formație, știi? Și te scria peste tot. Și îmi făcea unul, bă, toxicomanule, ai dat pe toate băncile, și mi-a zis toxicomanule de câteva ori. Și de acolo m-am jucat canter cu toxicomanul, de acolo toxic. Și de acolo numărul la mașină Tox. Și de acolo numărul, la Tox Mobil. Și de aici... După care pute Tox Mobil. Tu ești foarte bun la Small Tox. Da. Stai că m-am prins mai... Îmi place că era ăla... E ăla, mă, de dat de gândaci Kill Tox. Kill Tox. Am făcut la o dată poză, era o reclamă mare, un banner mare în oraș cu Kill Tox. Și am făcut o poză și aveam pagina Tox și am pus-o pe pagina, nu mă veți opri niciodată. Da? Era Kill Tox. Eu nu mor de la șpreiul ăsta de căcat. Voi trebuie să mă împușcați. Da. Toxul acest Liam Neeson al stand-up-ului care nu m-a luat. Oameni dragi, bună dimineața! Mulțumim oamenilor, cei 91 care sunt cu noi pe Facebook și cei 84. YouTube-ul se ridică. YouTube a început să intre oamenii pe YouTube live cu noi, unde și rămâne episodul după aia și poate vedea toată lumea. Deci ne putem numi YouTuberi? Mai stăm un pic. Suntem Facebookeri momentan. Parapare! Hai, o să lăsăm la doar la parapareira. Fără diga diga bu? Da. Nu? Nu știu. E mai rapid. Ce marfă. Așa. Bună dimineața, oameni dragi. Am văzut că a intrat Nae Nicolae, faimosul om de la Capatas. Tare că n-am mers, mă. Ce? N-am mers? E doar subiect discuție. Prietena lui în grimele mele. Da, da. Bă, nu mai dau femeie, că nu merită. Da, nu le bate, frate. Nu le bate. Adică, dă-le recul, dar nu... Nu, nu le bate. Nu dă-le cu palma, dacă mă întreb. Mulțumim, oameni dragi. O să stăm și cu voi de vorbă imediat. Puteți să ne scrieți ce mai aveți voi de făcut, sugestii, chestii, mesaje. Ce puteți mai face și noi, că încercăm să-i facem un format emisiunii. Poate aveți vreo idee de un joculeț, de un ceva. Miercuri vine Costel la emisiune. Așa a promis. Da. Miercuri Costel a promis că vine la emisiune. Deci dacă suntem noi doi miercuri și nu zicem nimic, înseamnă că nu a venit. Înseamnă că e vina mea. De ce? Nu e vina lui Costel. De ce? Ai făcut tu copii? Om, are tu tot bași chestii că noi n-am... Dacă a fost nice că a zis voi ceva și am făcut... Sorin, pentru că noi dacă n-avem căștile, nu auzim ce face el pe Looper și el poate să bage chestii, genul să distrează singur acolo. Asta e gluma îngerilor, mă. Știi când aplaudă îngerii? Da.
Ce da. Facem Bucălaia astăzi? Deci a promis că vine Costel. Vorbim despre că a promis că vine Costel. Nu, toate emisiunea? Astăzi, ne, nu toate emisiunea. Astăzi putem să... Vin sugestii ce am putea face. Revista presei, să reacționăm la videouri, să ne uităm la videouri. Da, dar nu e, nu, aia trebuie să faci montaj. Mă, eu zic ce scrie aici. Da. Și noi zicem ce zici tu, că scrie acolo. Asta cu revista... Mă, camera e și puțin mai sus, nu mai e la fel. Nu mai e la fel. Trebuie să pun ăla, mă, al meu. Ce? Am eu un trepied și trebuie să-l pun pe ăla. Și nu trebuie să vorbim asta în timpul emisiunii, nu? Nu mai e la fel. Au crescut și like-urile pe Facebook și pe YouTube. Asta vorbim noi luni dimineața? Cum, cât de bine ne merge nou și a trebuit să facem? Puteți să dați un like paginii sau un share acestui videoclip dacă sunteți pe Facebook sau puteți să dați un subscribe dacă sunteți pe YouTube. Sau dacă nu puteți, să intrați pe YouTube unde puteți vedea toate episoadele. youtube.com/zibuna. Gata. Ce facem, Radu? Asta este emisiune. Am înțeles că mi-ai pregătit ceva pentru mine. Asta este o emisiune în care noi vorbim despre cum ar trebui să facem o emisiune. Ce ar trebui să facem o emisiune. Adică o să fie la un moment dat, o să fie numai YouTuber care vor să facă live aici. Da, hai să zic la ăștia că au niște sugestii, se niște tutoriale. Se numească emisiunea Zibuna, liniuță, ce-ar fi dacă. Da. Cum să faci? Ce-ar fi dacă Zibuna? Da, cum să faci zi bună? Da, cum să... Da, după aia să fie alții care să o facă bine, să fie, bă, să mersi fie frumos. Emisiunea pe zi bună pe bune, cu mersi Cosmin Natanticu. Pe Natanticu putem să sunăm. Asta o să facem, dar doarme. Da, Natanticu doarme la orele și ce astea. Dacă? Dar invităm măcar, că putem să nu ne jucăm. Nu mă sunăm, uite, îl sunăm pe Natanticu. Ce? Bravo, mă. Oh, oricum, vrei să le spunem ideea noastră oamenilor? Care? Aia pe care am vorbit-o atunci la cafea. Cu sunatul? Hai să facem ce avem de făcut. Corect. Și vorbim mâine despre asta. Sau miercuri. Astăzi am pregătit ceva super, super special. Am căutat pe internet care sunt cele mai căutate lucruri din 2017 pe Google de către români și? Pe diverse categorii și sunt mai multe. Eu o să enumer câte 3 din fiecare categorie și aș vrea ca voi să ghiciți care credeți că e pe primul loc. Iar cu ghicit. Nu, sunt pe bune, sunt oră de toate sunt din topul ăla, nu ai toate... inventat tu. Nu, n-am inventat. Păcat. Sunt pe categorii? Sunt pe categorii, da, sunt vreo 4. Da, asta e porno. Da, iar mă uit. Să facem un sistem în care eu să nu vină să mă uit la tine în laptop. Cum să facem un dăla? Nu cumpărați, bă, folie din aia de pui pe ecran și nu se vede decât la unghi super mic. Da, cumpărăm special pentru folia zi bună. Cumpăr un taxi american și îl pun aici și la mijloc fac șic. A, cu... de sus până jos. A, e momentul acela taxi. Emisiunii când mă schimb. Și ce o să facă cel care pierde, adică eu sau Sorin? Cum să facem, mă? Nu știu. Voi trebuie să vă gândiți la o provocare pentru cel care nu care pierde acest concurs. O provocare care poate fi făcută aici. Care nici măcar nu-i concurs. Vrem să-i dăm în față. Joculeț. O provocare pentru o provocare care poate fi făcută aici, stând niște jos. Niște informații. Foarte dacă aveți vreo idee bună, dacă nu, poate vine Sorin. Care credeți că este cea mai, cea mai căutată, cea mai populară căutare dintre Stella Popescu, cuvântul picnic. Așa. Și rezultate la BAC. Eu zic că picnic. Cea mai, stai puțin, mai zi-mi o dată, stai că iar m-am gândit la altceva în loc să mă... Cea mai căutată, cea mai populară căutare dintre Stella Popescu, cuvântul popular... picnic, da? Și rezultate la BAC. Adică toate sunt foarte căutate, dar care credeți că este cea mai căutată dintre cele trei? Putem să facem între noi doi concursul ăsta, că eu nu cred că e picnic. Zi, tu, care? Tu ce zici că e? E... Stella Popescu sau BAC, dar nu știu încă care, dar picnic nu e sigur. BAC, clar că sunt mulți care caută. Dar tu cine zice că cuvântul picnic este cel mai căutat în 2017 în România? Nici pentru că, de fiecare dată când vreau să ies undeva, mă uit pe net să văd. Și dacă okay. Vreau să ies la picnic, care e răspunsul tău? Picnic. Eu zic BAC. Da, a câștigat Alex Mocanu. Du-te! Ping! 1! Hop, hop, ciu, ciu, piu, piu, ciu, ciu! Într-o... Nu știu ce să ne... Am băgat un bas. Știi ce trebuie să facem? Trebuie să faci acolo? Ah, trebuie să dau eu laptopul și să facem ping și să pui, poți să punem grafică și chestii. Super. Da, știi ce e mai amuzant? Că Stella Popescu e mai puțin căutată decât cuvântul picnic. Mai puțin căutată decât picnic? Adică picnicul... Nu i-a păsat nimănui. Picnicul e pe 2 și Stella Popescu pe 3. A, l-ai pus pe primele 3, nu înțeles. Stella Popescu nu mai e pe 3 de mult. Fie țărnă ușoară. Hai să mergem. Hai mai să trecem departe. Care este întrebarea numărul 2, Radu? Cele mai căutate evenimente ale anului dintre
România, Danemarca, Black Friday sau Eurovision? Black Friday. România, Danemarca, presupun că meciul, nu țările. Da, da, da. Black Friday, merg și eu. Eurovision sau Black Friday? Black Friday. Da, Black Friday. Ping. Toată lumea vrea să cumpere, nu toată lumea se uită la... Eu am doi, tu ai unul. Da, la noi Black Friday durează câte 4 luni. Black da, la noi e Black Year, la noi e da, Black, e Black Anul Winter. Reducerilor. Ba, este înainte să apropie, am dat niște reduceri de Black Friday, dar la început. Și nici nu mai sunt reduceri. Black Friday-ul și după aia, bă, dar smârlan, mă, deci este să umflă prețul înainte de Black Friday și după aia le coboară. Da, și nu, asta e problema. Problema e că nu, s-a pierdut la noi ideea de Black Friday, adică o zi pe an da, să reduceri da. Mari la lucru, știi? Nu contează că tu vrei să scapi de colecția veche, nu contează de ce. Ideea este ca într-o o zi pe an ai niște reduceri șmechere. Și la noi s-a făcut în vinerea dinainte, au fost mai multe produse și mai mari reduceri decât în Black Friday e ultima vineri din noiembrie. Da, sau octombrie. Septembrie, octombrie, noiembrie, de noiembrie, noiembrie. Înainte de decembrie, ultima vineri. Și la noi vinerea de dinainte a fost cea mai băgată marketing pe ea. Mă rog, Picnic e un joc pe telefon, spun oamenii de pe YouTube, foarte popular, deci nu era despre Picnic, vezi, nu știam informația asta. Deci de-aia e Picnic mai... Da. Dar să mă joc Make Picnic. Sense. Thank you, cine a dat această? Claudiu? Mai mulți, au scris și Claudiu Brălean și... A, pe YouTube asta e problema mea cu cine sunt oamenii, că Arlechinul cu capa, nu știu, nu e chiar un... Arlechin. Mă rog, cele mai căutate filme de pe 2017 pe Google de către români, dintre Beauty and the Beast, Baywatch sau Fifty Shades Darker? Beauty and the Beast? Beauty and the Beast nu Baywatch, e Fifty Shades sau... tu ce zici, sorry? Fifty Shades Darker. Eu zic Fifty Shades. Păi hai să facem interesant, să nu zic și eu la fel, că merge da, daiuri așa. Deci era bă, și Baywatch-ul e bun. 50 Shades of Darker? Da. Eu merge pe ăsta. 50 Shades Darker. Darker? Dar nu e Wolf. Ah, ok. Fără Wolf. Eu aș merge la ăsta. Eu am zis 50 Shades și l-a zis, hai să facem interesant să nu zic și eu același. Ah, tu, stai, da. Nu, nu, că dacă asta crezi... Nu, atunci hai să mergem pe altceva. Ai Beauty and the Beast sau Baywatch? Baywatch. Ah, zici așa, gen. Da. Bine, și eu merg pe Beauty and the Beast. Ah, da, câștigat Alex cu 50 și Darker. Ah, că da, că tu când ai zis eu merg pe Beauty and the Beast, chiar e. Că... ai pierdut tu. Da, am pierdut și eu. 50 Shades Darker? Da. Okay. E continuarea de la 50 Shades of Grey, dacă da. Nu l-am văzut. Că... Și apare acum al treilea. Apare al treilea, da. 50. Păi, dar normal, e de mai, dacă a fost shades. Cel mai căutat de anul trecut, da, îți dai seama că e... Uf. Cele mai căutate rețete din 2016, aici să vă văd, yeah. Mi s-a blocat laptopul. Aici să te văd eu pe tine. Nu mi s-a blocat. Deci, avem așa, rețetă de preparare a papanașilor, ciorbă de miel rețetă, așa, și socata rețeta bunicii tiramisu rețetă originală. Cum, asta e tot? Da. Socata rețeta bunicii tiramisu originală? Zici că a scris un cocalar sau socată rețeta bunicii tiramisu original? Și un tiramisu. Știi că la restaurant. Socată și un tiramisu. O să fie original. Asta nu e, sigur. Asta nu e. Deci ce mai e este ciorbă de miel rețetă și mai era... Dar nu vi se pare nimic dubios la rețeta aia? La socată rețeta bunicii tiramisu original? Rețetă socată rețeta bunicii tiramisu rețeta originală. Ba da. Ce? Că-i două rețete. Da, și am făcut o glumă. Încearcă mai bune data viitoare. Bine. Deci, dintre ciorba de miel rețetă, rețetă de preparare a papanașilor și socată rețeta bunicii. Păi acum știu că socata nu este, că e eu clar să că... merg pe miel. Pe ce? Pe miel. Tu mergi pe rețeta de, pe ciorba de, da. De miel? Și eu vreau oricum să merg pe tiramisu, așa că dacă tot ai zis tu miel, merg pe tiramisu. Bine, deci eu rămân cu rețeta bunicii de socată. Care este și câștigătoarea, și câștigătoarea este rețeta socată bunică. Păi da, bravo, mă, ai influențat voturile, ai te jucat cu ăla. Mă juc cu mințile voastre. Oricum, eu sunt 3 la 1. E, acum să vă văd la cum. Cineva ar fi trebuit să ține scorul. Nu, ești, tu ești 1 la 3. Papanaș. Bravo. La căutări cum? Ce? Cum?
Cum? Cum, cum se face? Cum afli? Cum așa? Ce rău îmi pare. Cum se calculează media de admitere la liceu? Cum pun floarea pe Facebook? Și cum se face slime? Cum se face slime? Bă, eu ăsta văzusem atunci când te-ai uitat tu. Ai văzut? Da, văzusem. Știi că am citit cum se face slime, da, când te-ai uitat? Și slime? Da, da, e slime. Da, dacă am mai vorbit, cred că la emisiune despre asta. Mamă, zici că... zici că... trăim ziua cârtiței, bă. Da, distrugem jocul. Hai, zi, de deci mai departe. Următorul! Diete! Dintre diete... dieta cu... dieta cu... dieta cu cartofi? Diete! Dieta Analesco și dieta minune. Asta îmi place de dieta mult. Minune fără probleme. Cum era prima? Dieta cu cartofi, dieta minune și dieta Analesco. Dieta minune! Și dieta Analesco. Ce dieta are Analesco? Hai să iau Analesco, ce știi să bagă ea în gură? O iei tu pe Analesco? O iau eu. O iei tu pe Analesco, bă? Ce bagă Analesco în gură? Dietă. Bă, îmi pare rău, dar cea mai căutată este dieta cu cartofi. Ei, cu cartofi? Asta mi se pare foarte... dieta cu cartofi, dar adică... știm... cineva vrea ce să, poate să fie țină atât de o dietă, a, să dar cu doar cartofi. Da, mă, cineva vrea să mănânce cartofi și altcineva să... a zis... hmm. We can do that, we can trick them. Nu pot them să vând ceva, da, cu cartofi. Da, 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 o să scriu un articol cum că cartofii în anumite modalități sunt de preparare. Dietă. Da. Și o să mănânc. Cine nu ar vrea este o dietă, dietă că poți mânca doar două lucruri. Dacă mâncai, trebuie la trietă. Pupua! Parapale! La, diga, diga, boc. Asta a fost concursul? Da. Am câștigat. Am câștigat. Da, am câștigat. Am câștigat. Ce să-i facem lui Sorin? Ce glume bune la Radu? Mă întreabă unul dacă eu, adică el întreabă așa pe pagina dacă eu sunt asistenta voastră. Da. 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 Bă, eu sunt foarte curios de că și îmbrăcată ca o asistentă. Noi doi am fost hostese în toată bagă mai adânc, bagă mai adânc, am mai scos și noi de acolo. Bagă mai adânc. Ah. Da. Ah, mână. Sunt foarte curios ce e aici, adică n-am citit niciodată. Voi ați citit? N-am citit. Da, da, da. Sunt foarte bun. Eu am râs la câteva de astea. Dar ce, ce e? Borcanul? Borcanul cu umor, frate. Sunt serios? Sunt ziceri, ziceri dubioase ale unor oameni. Sunt citate. Citate din diverse... Și acum am spui după atâta emisiuni când aveam ce face tu. Acum am spui că aici avem... Pârcălabie! A venit scrisoarea! Venit o scrisoare, Pârcălabie, de departe. Zisolule! Știință, medicină și tehnică. Mm. Prietena mea are un computer, dar nu pot nici măcar să-l închid. Dar aminte să-i dau drumul. Asta a mai fost am la în emisiune. Ok, perfect. Hai să luăm. Deci a luat de la fund. Trebuie dar... să facem două borcanele care au fost și... Voi ați citit din astea când n-am fost eu? Am citit două de-astea am desfăcut. Și din toate astea a luat pe unul dintre alea două. Dacă poți să crezi. Citește tu, Mocane, că știi. Familie, dragoste, sex, căsnicie. Silviu Prigoana a spus: dragostea, sexul și gelozia nu sunt tot una. Poți să iubești un câine și fără să faci sex cu el. Dar poți fi gelos pe el. Param. Poți să iubești un câine și fără să faci sex cu el? Hmm, da. Nu mai vreau câine. Prigoana a aflat acum recent, știi, era: bă, poți să-l iubești dacă nu faci. A, da. A, a, scuze. Scuze. Azorel. N-am vrut. Fii atent. Adrian Copilul Minune a zis: fiecare dintre noi are o carte a vieții sale, care azi, 28 iunie 2007, e o filă din cartea vieții fiecăruia. Are băiatul, are cuvintele pe el. Rita Mureșan a zis: iubesc și sunt mai tânără decât sunt. Gândindu-se etice, eu nu sunt așa tânără. Rita Mureșan. Da, 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 da. Băi, voi trebuie să... uite ce bun e asta, vărsător stil omul care se scrie pe WC. Trebuie să-i facem ceva lui Sorin care a pierdut concursul, dar el nu e... dar trebuie să-i facem ceva, o provocare lui Sorin. Iartă-mă! Kevin Keegan a spus: nu există fotbalist mai mare sau mai mic decât Maradona. Toți fotbaliștii sunt egali cu Maradona. A merit o filă cu sport și asta chiar cred că e foarte amuzantă. Mai citește. Ciprian Sora, vărul lui Daniel Ghiță, este ca un frate pentru acesta. Cristian Gațu a spus: după cum am spus deja, handbalul feminin din România are resurse și chiar dacă n-am spus, o repet acum. Dacă n-am zis, o acum. Da. Fii atent. Dumitru Dragomir: familia e sfântă, pe când patria
cum să vă spun, patria e sacră. Angel Iordănescu, dacă vom termina anul pe locul întâi în grupă, echipa va avea mai multă încredere și confidențialitate. Dar este Angel Iordănescu. Da. Angel. Angel. Vi-l prezint pe Ryan Clark, zis și micul Caca. Are părinți sud-africani, trăiește în Australia și de fapt e olandez. Știi că micul Caca, mă, ești nebun la cap cineva? Cine e asta? Adrian Mititelu. Ah, cred că am citit. Micul Caca. Nu era micul Caca. Eu nu era un jucător micu de fotbal, Caca? Caca, da, mă. Da. Ah, da, păi și tu, mă, micul Caca. Păi dacă eu nu mă uit la fotbal. Păi da, e cu capa și are accent pe al doilea A. Da, mă, da, eu nu... Fii atent aici. Caca e un fotbalist brazilian care a evoluat la gruparea italiană AC Milan. Zice Lupu Andrei. Zice, neața băieți, mă uit la voi ținând cont că la ora asta o să, că mai am o oră și merg la un examen și ne întreabă dacă am pățit ceva interesant la examene. La examene? Da. Eu am o poveste care s-a întâmplat unui coleg de-al meu de cameră. Da. S-a dus la examen, la o materie la care profesorul era cam superficial și materia era destul de așa și a ajuns la... În sală s-a pus ăsta și a zis, profesor, zice, toată lumea aduceți carnetele aici, le puneți pe masă. Și s-au dus, s-au pus carnetele pe masă, profesorul a luat carnetele, le-a aruncat pe geam, erau la etajul 1, și a zis, primul care aduce carnetul înapoi are 5. Și-o rupt ăștia ușa, păi, ori fugit să-și aducă 10? Carnetul înapoi. Și ce s-a întâmplat? De trecere, era la modul... Înțeles, așa de disperare era. Bă, era disperare. Și-o fugit, așa? Ori fugit băieții și primul care a ajuns cu carnetul, că deci tu trebuia să-ți cauți în carnetele aia de jos al tău. Da, și cum shit. Luau, le aruncau pe jos, știi, și-și căutau. Și-au ajuns primul, l-au pus pe ăsta și au zis, bravo, mai ai 5, restul 6. Asta mă gândeam, că trebuia să fie twist ăsta. Ce bun. Restul 10 era mișto, restul 10. Și am mai fost, mai era un profesor la Politehnică în Timișoara care dădea note dacă făceai ceva inedit la examen la el. Și veneau ăștia îmbrăcați în vânători. Când intra în sală, tot să fie original. Sunt puși cu un 5. Bravo, mai ai 5, pleacă. Să fac să râdă, era unul, da, 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 și era unul care și-a pus un prezervativ lângă foaie. Și a venit profesorul în timp ce se luat pe acolo, ce-i cu ăsta? Am auzit că e futer la examen de un profesor. Bravo, mă, 5. Ce bun e asta. Venit unul cu un tricou, give me 5, și așa se tot chinuiau să găsească tot felul de soluții din astea, știi? Ce caterică, dar știu că profesorul ăsta distra, frate, adică el n-avea nicio treabă. Mie mi s-a întâmplat asta, aveam un profesor, nu spui care, care a venit la cursul și a zis, bă, zice, dacă aveți o întâmplare super șmecheră sau glume din Politehnică, îmi scrieți o pagină cu întâmplări sau două glume sau ceva și eu vă dau 5. Pentru 6 munciți. Și am avut un coleg în spate care a povestit ce făceam noi la cursuri și eu dat 5. Foarte șmecher. Stai, și pentru 10? Nu, de la 5 de la în sus. 5, de la 6 în sus trebuie. Era omul doar... Era... Ai zis pentru 5 glume, pentru 6 nu, trebuie nu, să munciți, nu, da? Nu, pentru nota 5 trebuia să scrii glume, da? Deja pentru 6 nu mai avea nicio legătură cu glumele. Da, trebuia da, să adică scrii. Nu poți să faci glume mai bune. Adică faza nu era... Tu, Sorin Pârcălab, ești comediant, tu ai 10. Da, nu, eu chiar am învățat. Era... Ne-a spus la examen. În sală, adică nu ne-a spus înainte. O venit și o zis, bă, să fac o surpriză, că zice, eu n-am chef de restanțiere. Că era ultimul an și el. Da, să nu mai bă, n-am chef să, așa, să ne complicăm. Deci, cine are bună intenție, rog frumos să scrie glume des din Politehnică, dar nu de alea pe care le știu eu. Noi nu știam ce glume știe. Da. Dar trebuia să venim cu ceva mai noi. Înțelegi? Și, da, a fost încă la 5. Mă rog, pe deci cam asta a fost. Pe calea asta să urăm baftă și succes tuturor celor care au da, mă, examene bravo. Și bă, sper să luați, că fără nu faceți nimic în viață. Ba, da, n-ai terminat, nu? N-ai terminat nicio facultate. Ce? N-ai terminat. Tu ai terminat facultatea? N-am terminat, da. Ești licențiat? Da, normal. Ești actor, tu nu ești actor? Da. Am înțeles, și șmecher. Da. Și eu sunt licențiat. Îmi schimb pic examene la auto. La redobândirea permisului, da, unul după altul. Mâine lipsește din nou Radu Bucălaie și vă rog, țineți-i pumnii. Stai un pic, unde merge? Stai un pic, ce? Unde a venit și marțea trecută pentru oamenii care... Mă duc din nou până la Târgu Jiu să mai dau o dată examenul. Noroc că nu stai la Baia Mare.
Deci stai. Dacă sunteți fan Radu Bucălaie, țineți-i pumnii ca să nu mai vedeți marțea, că dacă nu în fiecare marți de acum încolo, două luni. Ai mai învățat? Ce? Ai mai învățat? Bă, dar le știu, mă, le visez, mă, păi ideea e să nu le mai bifez greșit. Aici eu am o problemă. El a picat, nu că nu învață, că e prost efectiv. Ah. Că nu știe să bifeze. Nu că nu are cap. Deci, dar eu știam că are, dar nu știe să folosească. Să facă un X într-un pătrat. Eu știam că o să pic, pentru că le-am bifat greșit, știam. Aita, aita! Ce-mi place ideea că tu știi toate răspunsurile, dar nu știi să faci un X într-un pătrat. Răspunsul e T. Poți să pun A? Pun A. Domn profesor, nu sunt profesor, sunt supraviețuitor. Domn profesor, mă ajută și pe mine. Pune și reducutat și scrie acolo. La școala specială de redobândire. Mihail pe YouTube a scris: Alex, pune-l pe Sorin să facă freestyle ca poruncă pentru că a pornit pe YouTube concursul și îmi place foarte mult provocarea asta. Ce, să fac freestyle? Freestyle, da. De-am să fac freestyle. Păi, tocmai asta e funny. Scrie, alegi tu instrumentalul, dar n-am cum să pun un instrumental. Nu pot să bag de aici să fac. Da, n-ai, trebuie instrumental. Deci pot, dacă vrei, poți să-ți dau un beatbox ăsta super mediocru, pe slab, și tu să-l înregistrezi și să pui. Și despre ce să fie? Radu? Cum despre ce să fie? Despre frumusețea facultate. Femeilor. Despre frumusețea femeilor. În examen. În facultate, da. Frumusețea femeilor în facultate. Ce alegi? Femei în frumoase trei. În facultate. Sau femei frumoase. Oh, fuck. Ok. Dar trebuie să-mi bagi un beat, mă. Uite, ai cablu acolo. Păi vrei să bag de pe telefon? Să-ți bag un beat? Păi trebuie să căutăm 5 minute, o să pierdem foarte mult timp, da. Să căutăm un beat. Oh, fuck. Atunci las că îmi dau de la looper. Ai beat? Beat? Dar îmi faci tu un beat. Îți pui ăla, mă. Nu, mă, îți pui ăla, metronomul ăla cu... Metronim. Ia, pune-l. Sorin, care face freestyler în curând, stai pe fază, că o să fie nebunie. Mamă, Alex Burlacu vrea și în stil chilafonic, îmi par, nu o să exagerez. Așa ceva nu se poate, pentru că nu sunt eu atât de talentat. Nu, pentru că, da, asta era. Pentru că chilafonic e prea tare ca să poți să-l imiți, pur și simplu. Good job, Radu, good job, da, foarte, așa e. Sunt chilafonic și o să citesc în libertate. Andreea Marina vrea să învețe altă meserie. Pregătiți-vă să-l auziți pe Sorin Purcălab făcând freestyle probabil prima oară în viața și lui. Ultima oară. Nu să doarmă la noapte, o să fie așa ce am făcut azi. Ce, azi luni? Azi e luni. Mâine, marți, veniți și voi la Open Mic. Mamă, zici că o să facă în stil Ștefan Bănică să... Ia, Sorin. 2006. Stai când dau aici. Opa, stai, scuze, opa, așa. Ce s-a întâmplat? Asta ascultam eu Ricky Martin pe drum. Asta ascultam vocalul Ricky Martin. Hai, schimbă subiectul repede. Și te mângâi. De ce? Eu chiar recomand să ascultați Ricky Martin când aveți o zi proastă, mai ales piesa Pegate. Dacă vă plac melodiile latino și gay, ascultați Ricky Martin, e marfă. Pegate, pegate, fetele să dau la mine, pegate, pegate, o știu doar bărbații bine. Hai, Sorin, ești gata? Hai, Hai, nu trebuie să fie mult, nu trebuie să fie mult. Da, mă, trebuie să fie acolo 8 măsuri, dă drumul la ăsta. Hai că-ți fac eu introducerea, ia. Aha, dă drumul la beat, să-l auzim și noi. Stai un pic să dau mai tare. Yo, ce yo. Canal ești tu, frățioare? Yeah. Nu știu ce canal, dar n-ai să dai mai tare? La nu poți să dau mai tare, trebuie să dai tu mai tare. De aici dai mai tare la muzică. La Sorin? Da, la perfect. Eu omul meu Sorin Purcălab cu niște freestyle de la șmecher cum numai tu poți să faci aia. Toată faza e să ții ritmul. 2018, ne întoarcem din paradis. 2002. La facultate. Așa am fost la facultate și îmi plac fetele toate. Că-mi place cum au ele decolteul ăla incredibil de superb. Îmi bag capul în el. Încă mai bagă omul meu SP. Așa am băgat-o, așa o bag eu tot timpul. Cum fac la facultate, toate fetele copiază. La facultate, toate fetele sunt pe fază. Să se vadă care e șmecherașul. Do profesor, am și eu o întrebare. La întrebarea 2, care e răspunsul? Poți să vă arăt o tuță ca să mă dați 5? Se poate? Se poate? Aia a
fost. Aia a fost. Sorin Pârcălac de la Zi Bună a venit și a băgat o rimă pe lună și nu s-a oprit niciodată. Pleacă acum de aici că e rușine. Fată. Mănâncă o ciocolată. Bun, ex, bă, fain. Băi, gata, hai să oprim. Aia a fost. Așa, gata, asta. Fain, ne cerem scuze, oameni. Sorin Pârcălab, SP, Sala Palatului. Tu ai inițialele de la Sala Palatului. A fost greu, nu? Eu am gală la Sala Palatului. Ce ai? GSP. GSP? Da. Ai GSP? Gabriel Sorin Pârcălab. Gabriel? Ah. Ce, da, în primul rând că te cheamă Gabriel și bine că nu ți-a zis Gabriel. Paris Saint-Germain. Nu, mă gândeam la Gazeta Sporturilor. Bine. Trecem după GSP, știi, gata. Hai, îl sunăm pe Nathan Ticu și pe aia facem repede horoscopul. Face, dar suntem iar târziu. Păi nu, că am început târziu. 179 de oameni pe YouTube? Nu cred. Și 135 pe Facebook. Bă, oameni care v-ați mutat pe YouTube, nu știu dacă e. Ia uite, bă, Constantin Bojoc, vă văd, este pe Facebook. Bă, salut, mă. Salut, Costel, ne vedem miercuri, deci nu e problemă, da, nu trebuie să... Da. Că o să vii. Rareș, bun, prezintă Mike Cecu, Radu Bucălaie și Alex Mocanu, Burn, Burn. Și Sorin, mă, nu vezi că Sorin face freestyle, ești nebun. Iau, Vlad Fluieraru, pace. Pace vouă. Ce facem, Zil? Sunăm pe... Urmăriți-l pe Vlad Fluieraru, ești șmecher. Știi pe Vlad Fluieraru? Vlad, ăla de făcut fluiere? Așa, ce facem? Sunăm pe Nathan Ticu, dar mi-e rușine să sun eu. Dar sun eu. Dar mie că mă trezesc. Păi ce dacă? Stai că sună de la mine dacă vrei. Stai să mă mufez și eu să-l aud. Ai grijă că să nu dai cu... Da, nu, păstă treburi, chestia. Noi o să-l sunăm pe... Sunt unii oameni pe care mi-e urât să-i sun la ora 10.58. Da, aud. Stai, perfect. Care e? Nu mai știu care e. Alo? Ce faci? Salut, bună dimineața! Bună mare, salut! Bună! Ești în direct la Zi Bună! Oh, Zi Bună! Wow, dar de ce surpriză dintre acestea? Pentru că vrem audiență și am zis că... Cum altfel decât cu oamenii de la Pro TV? Ați greșit numărul, dacă vreți audiență, vă dau pe alu Bobonete, pe alu ăștia. Păi nu... Avem și noi numărul, numai că păi n-avem curaj să-i trezim, la tine a fost așa, bă, Nata Nicu, cred că-i treaz. Este mai mult pe cu tine. Da. Bă, să știi, că mi-a fost puțin rușine să te sun, că mă gândeam că poate dormi după show-ul de aseară. Cum ți-a fost aseară la show la 99? Foarte bine, foarte bine. Că eu am plecat... Nesperat de bine. Și am liniștit și masa aia veselă. Da? Foarte. Păi da, asta te întrebam, că a fost o masă veselă aseară. Dar tu acum mergi pe satul, mi-a dat seama cum să o liniștesc treaba și am întrebat pe băieții aia dacă pe fata aia care râdea și că o omora, că era așa. Și am zis, voi, ați fost să o faceți de râs și din momentul ăla a tăcut, s-a supărat, s-a văzut că s-a supărat. A, ce dar, tare! E bună asta! Da, și Sara a fost cu mine, a aplaudat când a zis asta, s-a simțit cum de altfel și era. Și da, dar voi ce faceți acolo? Ce discutați? Ce se întâmplă? Am discutat astăzi despre multe. Cele mai tari căutări din 2017 din România de pe Google. Am discutat despre, a spus povești de la examene. Și acum te-am sunat pe tine să vedem ce faci. Te duci la filmări? La Pro TV? Da, pentru Pro TV. Mă duc chiar la Pro TV. Dar pentru pe bune, da. Ce tare. Încep sezonul 2. Da, foarte tare. Ce tare. Să-l urmăriți pe Cosmin Atanticu la Cosmin Atanticu pe bune. Îți facem reclamă acum. Să-l urmăriți pentru că, da, faceți reclamă pentru că tot din februarie începe și ferma vedetelor. Nu știu de ce îi zice ferma. Eu, dar nu vreau să zic. Bă, trebuia să-i spună ferma vedetei. Da, mă rog. Iar o glumă. Cine e vedeta? Monica Bârlădeanu, că ea prezintă. Ah, da, am înțeles. Ai vreo poveste mișto din facultate pe care poți să ne-o spui? Bă, știi care e treaba? Multe povești din facultate, doar că... Legate de profesor, bă, trebuie să o dai. Cum? Legate de profesor, adică dacă ai avut un profesor mai dubios sau ceva. Nu, profii din facultate au fost foarte mișto. Ah, ok. Dar am o grămadă de povești. Singura problemă este că... Ce credeți? N-am timp. Exact, tocmai ce am ajuns aici, trebuie să parchez. Bine. Și sunt într-o ușoară întârziere. Vii la noi la emisiune la un moment dat? Vreodată. La ce oră vă treziți voi? La 10 începe. Unde este sediul vostru? Că la timpuri noi. Vin. Mersi mult, Natan Ticu.
Te pupăm! Hai, te pupăm! Ce bine frumoasă! Doamne ajută! Pa! Te pupăm! Pa! Pa! A fost Cosmina Tanticu de la... A fost Cosmina Tanticu, pe bune, mai sunăm și noi oameni din ăștia pe care îi mai știm. Dar dă pe la Pro TV, dă pe la de-astea, de unde mai Antene 1. Cu plăcere, Pro TV, că ți-am făcut reclamă. Că l-am sunat pe Costel, care a fost pe la Pro TV, l-am sunat pe Bordea, care e la Antena 1, l-am sunat pe... Adică și noi sunăm mult peste nivelul nostru. Păi și ce vrei să sunăm, oameni care au vloguri? Da, păi ar fi mai util pentru noi. Hai să facem horoscopul ce aș vrea? Și să plecăm acasă. Aș vrea să facem unul de numărul lui Shelly la un moment dat. Mă rog, aș vrea un clinchit. Lui Shelly, aș vrea să sunăm pe Shelly. Să vină cu... să vorbim de Five Gang. De... Crăciunul Five Gang. Bă, dar nu știu dacă e Five Gang sau e Five Gang Bang. Nu mai gang. Păi da, adevărul că erau niște băieți și o fată, nu? Nu. Bă, sunt prea tineri ca să vorbim despre chestii. Nu putem să facem glume de astea. Nici nu cred că au 18 ani toți oamenii din ăla. Bă. La ce versuri au, ar fi bine să aibă. Da, sper. Nu, ar fi bine să nu avem noi gânduri despre că fata aia Mimi are piesa aia de... Da, e foarte fort. Dar mă rog, începem. Tu faci horoscopul. Chiar tu. Capricorn, ca fata de la pagina 5. Perfect. Topul fata de la pagina 5 o poză. Păi, na, trebuie să stai, să scoți sânii nu, afară. Nu, gen, îmi plac nopțile. Îți scoți sânii un pic afară. Și spui cum că îți plac zodiile. Am înțeles. Capricorn a spus? Dragă domnișoară, ai spus Capricorn, da? Este foarte, foarte perfect. Uite, fac și eu vărsător în rime. Ia, încerc și eu freestyle dacă tot e ziua freestyle. Yo, mic check. Capricorn, gesturi. Sunt deja destul de... dificile aceste zile pentru tine, așa că nu e cazul să le complici mai mult cu gesturi menite să cu gesturi menite să-ți aducă doar ție avantaje. O zi bună. Atât am putut eu să fac ca o pagină, ca o fată de la pagina 5. Ca o pagină de la fată. Fata 5. Cât cer pe 60 de lei. Și pe ce vinzi și dar nu finalizezi horoscopul la 60 de lei. Nu? Nu, nu. Înțeles. N-a terminat, efectiv. Mai era un nu, cuvânt. Nu, nu mai era, dar nu. Ce mai avem acolo, Sorin? Hai că, da, vărsător în rime. Stai să băgăm. Uite, mă, Leu Stil Shelly. Trebuie să faci un Leu Stil Shelly. Ia dă să fac și eu un vărsător. Dar e destul de puțin vărsător aici. Mi-ar trebui mai multe versuri. Și eu sunt vărsător, ca să știți, frățioare. Ți-am băgat cască, ți-am băgat beat. Am și beat? Da. Ce? Hai că beat. Metronom. Mamă, dar asta este fix o tobă din aia, cea mai nasoală tobă din lume. Ia, cea mai nasoală tobă din lume. Eu vărsător, fiți atenți la ce zic eu, ca să vedeți dacă și voi face show. E schimbare, ăsta e titlul la horoscop. Și dacă vrei să mă oprești, nu poți să-mi pui stop. Va trebui să accepti o schimbare a condițiilor de muncă. Că dacă nu, frate, ascultă la mucanul cum face horoscopul. Vine aici, frate, nu poți să-i dai topul. Cel mai probabil una care nu-ți place. Ia, vorbeam de schimbări. Ce ai făcut? Te-ai blocat în cuvinte? I-am schimbat timpul. Va, scuze, trebuie scuze. Să fac... Bă, acum facem trap. Îți dau mai tare? Va trebui să accept o schimbare a condițiilor de muncă. Cel mai probabil luna care nu ți este deloc pe plac, frate, te înveți, te faci turtă. Starea de sănătate trebuie să fie o prioritate. N-ai ce să faci, trebuie să mănânci fiind sănătos, bă, frate. Cam atât. Asta e tot ce mi-a dat horoscop. Tot ce ți-a rămas. Mai aveam, tu mă intrasem și în flow. Bine, ți-a trebuit un horoscop ceva nou, nou. Oh, shit. Încă o zodie. Dă-ți mai bag o zodie, că m-ai mai luat așa. Mai bag o zodie. Ce rap pe asta, un zodie? Berbec de gata. Tu ce zodie ești, mă, rac? O să citesc altceva. Pe pagina cealaltă. Piedici! Mi-am băgat beat-ul ăsta opusit. Hai, bagă! Există riscul să te întrești singur. Oh. Yeah, nu e nimic, mai dă o dată, hai! Rec! Yeah! Există riscul să te întunești singur.
Să adaugi piedici la cele care deja există în viața ta, în viața ta, și să ajungi să nu mai crezi nici tu în ceea ce faci în această perioadă. N-am avut nicio rimă, dar frate, nu contează. Cam băga bine, frate, că sunt prea șmecher. N-ai ce să faci, sunt băiat de cartier. De cartier? Mocanul din Titan, mă știe cartier, toată lumea cartier, că sunt în prim plan. Prea, hai să vedem ce am face Bucălaie în stil Shelly. Bine, Shelly. Faci leu în stil Shelly? Bine, fac leu în stil Shelly și după aia vreau să fac și Berbec în stil Godfather, că am văzut aici și și plecăm dracu. Leu, Shelly. Leu. Ce beat? Unde e mă leu, că nu-l văd? Hei, salutare oameni buni, sunt Shelly, bine ați venit pe canalul meu de YouTube, vă mulțumesc din suflet, am ajuns la 1.000.000 de abonați și sunteți super, super șmecheri. Astăzi vreau să vorbesc despre leu, despre soluții și vezi care e faza, ideea, ai o soluție ca să alungi gânduri negre și supărări inutile, doar ca să ai acces la ea, ai nevoie de un pas în spate ca să poți evalua corect problemele care te confrunți. Vă mulțumesc că vă uitați, nu uitați să dați like și subscribe la Zi Bună, nu la Shelly, și ne vedem data viitoare. Da, și la Shelly puteți să și la Shelly, are 1.000.000, a făcut 1.000.000, bravo Shelly, chiar a muncit. Eu știi ce aștept cu interes? Nu știu dacă te-ai uitat la, așa, la canalul vorul meu, Dani, așa, dar are aproape 1.000.000. Serios? Da. Canalul Dani Mucana de YouTube are aproape 1.000.000 și de-abia aștept să primească placa aia cu 1.000.000. Și să și-o poarte în portofele sau ceva. Milion cu milion. Să scoată alea, miliu, să facă piesa, milionul de pe YouTube, știi? Bă, de-abia aștept să facă 1.000.000 de abonați. Mi se pare tare să ai 800, aproape 900.000 de abonați. E tare, blană, da. Tare. Și a scos o piesă, a scos o piesă trap. Așa am ajuns, mi-a trimis un, a scos o piesă trap acum, Dani Mocanu. Trebuie să o ascultați, are de-astea cu... E cu valoare, când... Când eu aveam milioane, alții n-aveau nici milioane. Are o de-asta cu când eu mă îmbrăcam cu Gucci, alții nu ștergeau nici muci. Berbec Godfather, da? Da. Da, da, alții el când vorbește se uită în jos, nu se uită în sus. Face maestru, maestru face Godfather. Godfather? Da, scuze. Godfather. Liniște pe platou! Godfather 1 tras... Ia vacă. Ești invitat. Ești invitat să ți cont emoțiile celor apropiați de nevoile lor reale. Nu e prea bun, era prea bun. Cum ar fi cea a trei emoții pozitive pe care orice om le are? Și o să-ți fac o ofertă de nerefuzat. Like, share, subscribe. Deja e bătrân din aia. Are cancer la gingii. Și nu o să zic a doua oară. Foarte frumos, bravo! Asta a fost emisiunea de astăzi. Zi bună tuturor care ați intrat. Vă mulțumim din suflet că ați fost și pe YouTube și pe Facebook. Vă așteptăm oriunde vreți voi să vedeți emisiunile astea. Tu să vă uitați la toate pe care le-ați... Le-am pus până acum. Am intrat în legătură cu primăria și o să punem și pe ecranele mari de la Unirea. Emisiunile tare ar fi să fie live pe alea de la Unirea. Cât de bogați ar trebui să fim? De la Cocor. De la Cocor, pardon, de la Cocor. Cocorul, magazinul Cocor. Să fii live pe Cocor. Da, frate, ar fi șmecher. Dar nu se poate. Și să se și audă. Să fie subtitrat. Vă mulțumim că v-ați uitat. Like, share, subscribe. Sunteți niște oameni minunați, majoritatea dintre voi. Ne vedem mâine. Mai recomandați și pe prietenilor, că noi n-avem bandă pe mâncare. Yep. Și dacă yep, poate n-a, știi. Yep. Ne vedem mâine la aceeași oră. Pa, zi frumoasă.